čerpao vrijedno sredita, te vinto pentru asta, te vinto credere, și mă gândesc la destinul acestei manifestări, începând cu ani în urmă, când Focșani s-a conectat practic la ritmurile culturale ale țării. Mă bucur să vă văd mult în dumneavoastră, din diverse locuri din țară. E și expoziția, e și albumul care sintetizează eforturile noastre. Și mi se pare că spațiul acesta trăiește în mod deosebit. Este sensibil la entuziasmul și la calitatea. Mă bucur că și domnul Luca ce-a folosit de mai multe ori cuvântul profesional, pentru că, într-adevăr, se întâmplă un lucru profund profesional, foarte serios, de elevație a lucrărilor. Nu este o simplă expoziție, o simplă ieșire în lume, ci este o etalare a unor forțe creatoare deosebite. La Focșani, datorită Alexandrei Titu, în primul rând, expozițiile au fost conceptuale, problematizate și unii dintre ele s-au repetat. Mai este, de exemplu, Arta și Sacru, care se deschide în mod tradițional, să spunem, în preajma sărbătorilor de iarnă. Și cred eu că prin aceasta, chiar azi mă gândeam la acest fenomen, arta sacră, arta cu reviință sacră, arta cu aluzie sau cu angajament sacru, începe să fie extrem de importantă și profund definitorie pentru această zonă a Balcanilor. Eu cred că odată cu bunința experimentală fecundă, desigur, s-au pierdut pan-european o serie de lucruri care țin de fundamentele spirituale. Balcanii este o zonă care conservă mult din farmecul, din valoarea, din adevărul nostru. Legătura aceasta cu sacru nu este numai o simplă proclamare a adeziunii noastre la divinitate. Este un mod și cu care domnul Gerasim vine de o minte, un mod foarte grav de angajare a lucrurilor vizibile, a fenomenelor imagistice în cont a existenței noastre. Mă bucur că domnul Gerasim a fost consecvent și ne-a convocat de fiecare dată și de noi și în felul acesta am reușit să fim aici. Vă mulțumesc! Cuvântul doamnei profesor Glocă Alexandre. Chiar dacă ține mai puțin de
veramente delle teorie sono delle attivissime, salvo delle quello a portare filosofica teologica. Da esiste un concetto di arte, le due parti, le storie arte, non è contemporanea, a moduli sono di attività, tutto ciò che è legato, sono la propria, sono chiaro che mi integrazione, con tutti che europei occidentali, deve essere riferito a ciò che diciamo pare non ha attività di pertinenza con tutto il Pakistan, a un evoluto, è stato un non ci spiego. Și în același timp este legată de conceptul atât de actual și am spune chiar de dramatic actual al identității, al identității ca alteritate și al alterității ca identitate. Deci, prin această succesiune de expoziții, artistul și directorul proiecte, Liviu Nedelcu, a propus de la început o survolare a fenomenului artistic românesc în, la nivelul prestațiilor sale de primul nivel. Este un mod de a decela ceea ce este specific, de a decela ceea ce răspunde nu printr-o supunere, fără discernământ, unui fenomen de aculturație, tipic pentru universalismul actual, globalizat, mondializat. Și acest mod de a se dezvolta plurimor cu o pluralitate de interese pe care o avem la atâtea generații diferite, dar în mod deloc paradoxal, având în vedere libertatea de angajament a lumii contemporane, a lumii actuale, o putem regăsi la același artist. Interesul pentru, să zicem, gramaticile abstracției, dezvoltarea relațiilor dintre condiția abstractă pe care, așa cum spunea Daniela Babi în anii 70, arta contemporană nu a reușit să se desprinde niciodată, pentru că ea morfologic și sintactic nu va mai putea arăta ca arta de finanță Revoluției Moderniste. Este, deci, remarcată această pluralitate de interese. Spuneam de la abstracție, de la relația dintre abstracție și un figurativism care, la rândul său, nu este total autonomizat ca în direcție de hiperrealism. Filtre de realism fotografic, de un subiect și așa mai departe. Foarte deschisă tuturor acestor fenomene, traiectoria expozițiilor de la Focșan abordează teme diferite. Cum remarcase și domnul Lucas și cum remarcase și domnul Prut, există teme monopolizante, teme legate de provocarea politică, de acest permanent dialog între putere cu aspectele ei de sediție, de nocivitate, de violență, de presiune și asta, între aspectele sociale și artă, între problematicile mult mai, în general și profund, umane, deși în mirajul politic și problematica socială aparțin
este problema corporalității a figurii distinte între un concret exploatabil, un concret manipulabil, modelabil, un concret așa cum menționa titlul unei expoziții importante din anul trecut, supraveghiabil. Deci, care dincolo prin concreteția sa își pierde în mod aproape inevitat libertatea și modul prin care ca semn, ca identitate semiologică, antropomorfism, care poate fi și ca o filmă că ea aparține și sau în realism lipsit de orice nouă prezență, lunecă înspre condiția de element într-o preocupare de artisticitate pură. Și acest mod al prezenței intense a omului concret, corporal, sau ireal, acest corp ireal este unui alt simpozion de contrecut, la un intens preocupare de partea corporală, este prezent și ca materialitate psihică în ceea ce expresionismul liric exprimă și exprimă ca un potențial de atitudine, de integrare, de dezimplicare, de din nou violență sau din nou juizare. Specifice deci modernității, specifice postmodernității și culturii actuale, își fac locul în selecțiile succesive care au reunit de multe ori aceiași artiști, dar de fiecare dată cu o deschidere înspre generațiile tinere sau înspre artiști care sunt mai puțin insistente, puțin persistenți pe sâneze, dar a căror atelier este fecund și, de fapt, plin de o energie pe care nu putem să o lăsăm să nu se afirme în arta noastră contemporană. Remarc la librele Constantin Tut și la mine, un interes focalizat spre afară. Sigur că suntem cu toții seduși de miracolul Occidentului sau de temele generale teoretic legate de orientalismul nostru, nu numai confesional, ci și estetic, dar problema acută care stă în fața noastră, a dumneavoastră ca artiști, a curatorilor, a colegilor noastre culturale și a istoricilor și publicilor de artă, este prezentarea artei românești, este decenarea traseelor sale și remarcarea potențialului său de a aduce o notă originală, o notă originală care nu poate fi decât legată